Ordinele Camerei Deputaților. Doamna Bianca Amici. Vă mulțumesc pentru participarea la această lansare de carte. Vă consider martorii mei, invitații mei, la un eveniment care mi-a dat sufletește foarte mult de gândit. Pentru că acest manuscris l-am găsit la sfârșitul anului 2016 în niște cutii cu materiale evacuate forțat din casa celui care a fost Emilia Milicescu, biografa cu mine și o să fiu deschid la momentul lui potrivit. Senzația că țin istoria, că țin viața unor oameni care de mult s-au retras, dar veghează la ce se întâmplă în lumea asta, senzația că intru în intimitatea atât a doctorului Raul Dona, care a scris-o pentru el și pentru fetița lui, ca să știe cine este și de unde vine, dar și a Emiliei Milicescu, care lăsase la 91 de ani, considera că încă mai are timp să publice această carte. Avusese mult prea multe de făcut până atunci. Dilema mea a fost mare, nu sunt din domeniu, dar am știut că este o pagină adevărată, dură, a istoriei noastre și acestui extraordinar eveniment, Primul Război Mondial și formarea României mari, că au găsit exact la 100 de ani, mă obligă. Nu știam la ce și nu știam cât de moral este acest ce. Dar m-am gândit foarte bine ce trebuie să fac și știam că trebuie să beneficieze de cea mai perfectă apariție în timp de respect pentru tot. Pentru centenar, pentru cei care au fost, pentru cei care au făcut și au făcut ca noi astăzi, confortabil să asistăm la lansarea acestei cărți. Dacă veți avea bunăvoința să citiți această carte și cite câteva rânduri pe care le-am scris pentru a lămuri de ce acum, cu siguranță veți gândi fiecare că nimic nu este întâmplător. Și mi s-a confirmat acest lucru, eu vreau să spun că sunt un om de știință, nu sunt literat și nici nu sunt o mistică, spuneam însă mi s-a confirmat că este corect ce-am făcut, când după ziua de înălțare, când a apărut de ziua eroilor această carte, m-am dus cu o treabă la cimitirul Belu, acea treabă a oricărui creștin care are ascendent, și neputând să intru în cimitir cu mașina, pentru că se pregătea, era ajunul zilei muzeelor, am intrat pe jos de data asta pe aleea principală. A fost un spectacol impresionant, pentru că aleea principală a cimitirului Belu era flancată pe dreapta și pe stânga, era bine în ajun deschiderii serii muzeelor. Pe dreapta și pe stânga erau coloane de căpănițe care se montau cu multă fervoare. În fața capelei o scenă cu tot ce trebuie ca iluminat, ca posibilități de amplificare a zgomotului, încât am fost uluită. Fusesem cu un an înainte la noaptea
felul că a fost divină, pregătită de niște oameni profesioniști, cu indicații, cu iluminare nocturnă, cu ghiz, a fost perfect în urmă de un an. Înainte de a intra în cimitir, văzusem niște benere pe clopotnițe la intrare, care anunțau paralel cu vizitarea niște spectacole. Începea la ora 6:30, deci paralel cu vizitarea concert de muzică instrumentală, la 8 spectacolul Teatrului Național cu Chirița în Carnaval, la 9 un concert cu reputație artiști vocali, la 10 dansuri populare și la 11 fanfare sau ceva. Dacă greșesc ori, vă rog să mă scuzați, iar poza din păcate nu am ca să mă credeți. Credeți-mă pe cuvânt sau cei care ați plăcut și ați văzut pe mine. M-am oprit să înțeleg. Mă gândeam la Viola Davis, care spunea că trăim într-o lume în care există și predecesorii și succesorii noștri. Și deci, părea un pas către acest deziderat, dar programul părea ușor disparat. M-am apărut în fața să mă gândesc momentului lui Iulia Hașdău. În momentul când am ridicat ochii, am văzut în dreapta, trecusem de 10 de ori, dacă nu găsit de ori acolo, o cruce sobră, neagră, și era familia general Nicolae Doma. Era a doua zi după apariția cărții. Vă las pe dumneavoastră să gândiți dacă familia Doma a fost de acord să public memoriile fiurilor. Aceste memorii, o să vedeți dacă e posibil, sunt scrise cu creionul, pe un caiet velin, cum erau caietele vremii, iar întregul colectiv al editurii a respectat și a muncit cu o seriozitate, cu un profesionalism, reușit să desfășoare pagini pe care este aproape imposibil să le desfășoare. Și celebru gazetar Barbu de la Vreancea. Sunt profund recunoscătoare întregului colectiv și calității, fiindcă are eleganța, modestia acestor oameni și din toate punctele de vedere reflectă. Dați-mi voie pentru o secundă, chiar dacă nu se vede. Suntem aici fiindcă ei au fost atunci acolo. Vă mulțumesc!